acolo dau să fie îndrumată de reputația bună și să fie o oră câștigată. Îmi predăm pe altarul tău și predăm acest serviciu pe care îl am dat. Amin. Vă salut din nou cu pacea Domnului, bine ați revenit în casa de rugăciune și sper că v-ați hrănit adecvat, ați și odihnit trupul, mintea, astfel încât în momentele acestea Dumnezeu să ne poată vorbi din nou. Pentru a cere prezența Duhului Sfânt între noi, vă invit să cântăm la deschiderea serviciului divin, imnul 377, de zici, iubesc pe Dumnezeu. Am să-l rog pe Dragoș să mă ajute cu un microfon și am să invit familia fratelui Fănic, am să rog pe sora Adriana și pe fratele Fănică să se roage acum la început. Tatăl nostru, plin de recunoștință și mulțumire, venim înaintea feței tale, întreagă comunitate, să-ți mulțumim pentru că ne-ai ajutat să venim din nou în locașul tău cel sfânt. Amin. Te rugăm, bunule părinte, să fii prezent acum prin Duhul tău cel sfânt. Amin. Ca inimile noastre și mințile noastre să poată să fie receptive la tot ceea ce vom asculta. Amin. Ajută-ne, bunule părinte, să putem să primim tot ce este bun și să facem tot ce este bine. Amin. Îți mulțumim pentru tot ce faci pentru noi și toate te-am rugat în numele Domnului Iisus. Amin. Amin.
Ne bucurăm, Tată Bun, că putem să stăm înaintea Ta, în fața cuvântului Tău. Ne bucurăm că ne-ai adus la închinare în această după-amiază. Amin. Și vrem ca toată slava și toată cinstea să fie de partea Ta, pentru că ai făcut lucrul acesta și știm că vei face în continuare pentru noi lucruri minunate până când ne vei duce acasă în împărăția Ta. Amin. Doamne, suntem aici ca să învățăm, să stăm înaintea Ta, dacă vrei să ne mustri să faci lucrul acesta, dacă vrei Amin. Să ne dovedești dragostea Ta așa de mare pe care ai avut-o față de noi până acum și în continuare te rugăm de asemenea să faci lucrul acesta, iar noi să înțelegem prin puterea Duhului Sfânt cât de mare ești, cât de bun și că vrei să duci la bun sfârșit ceea ce ai început în noi, mântuirea care ne este așa de scumpă. Amin. Binecuvântează în sensul acesta pe vorbitor, binecuvântează-ne și pe noi și în felul acesta să putem, Doamne, să devenim copii plăcuți Ție, o biserică pe care ai chemat-o din lumea aceasta să fie slăvită, să te slăvească pe Tine și să arate caracterul Tău lumii care ne înconjoară. Amin. Cu încredere că ne asculți, îți mulțumim și te lăudăm prin Domnul Hristos. Amin. Amin. Bună după-amiaza și pacea Domnului! Ne bucurăm să fim și în după-amiaza aceasta împreună. Ce bine și ce plăcut e ca frații să locuiască împreună, nu-i așa? Cum vă simțiți? Cine se simte obosit? Nu? Ați avut timp de odihnă. Mi-ar plăcea ca înainte să pornim în prezentarea din după-amiaza aceasta să ne cunoaștem mai bine. De obicei fac asta în bisericile în care merg, dar aseară a fost un program așa încărcat
Dimineața asta la fel am mitraliat și am folosit fiecare minuțel și n-am avut timp să ne cunoaștem, dar mi-ar plăcea să vă cunosc mai bine și înainte de a merge și a intra în temă să vă întreb dacă aveți o experiență sau un lucru pe care ar dori să le împărtășiți cu comunitatea. E cineva care ar dori să împărtășească ceva, are o bucurie pe suflet și ar vrea să spună și în biserică cu frații, uite, ce bucurie am avut eu săptămâna trecută sau acum două săptămâni. Haideți, e o ocazie bună. Cred că vă putem da și un microfon de aici ca să aveți deja în sală. E cineva care dorește să împărtășească? Ok. Cred că sunteți veterana comunității, bănuiesc, nu? Ia uite, cine dă startul și cine sparge gheața. Mulțumesc Dumnezeului nostru care are o nemărginită iubire pentru copiii săi, dar pentru întreaga omenire. Îi mulțumesc pentru lucrarea pe care o face sora mea de corp, sora mea de corp de acasă, care a răspândit cuvântul, merge la, a mers la la polițiști, cartea Dumnezeu, Zugravul și Comisarul a dat câtorva polițiști, unui gardian, a lăsat și la o biserică, lângă o Biblie, la biserică ortodoxă și îi mulțumesc pentru, îi mulțumesc Domnului pentru că a venit vorba de sora mea, care îmi citește din Biblie. Eu nu mai văd cu un ochi. Celălalt de-abia mai văd, așa. Mă descurc să merg, dar îmi citește sora mea. Îi mulțumesc Domnului că, pentru că nu mai, cum să vă spun așa, pentru că a făcut posibil ca sora mea să cunoască mai mult. Puteam să fac lucrarea cu sufletul din casă, să spun mai multe, dar acum face cunoștință cu multe lucruri din Sfintele Scripturi și Spiritul Profetic. Lăuda să fie Dumnezeu care slavă ne ajută. Amin, slavă Domnule. Mulțumim mult că ați luat cuvântul și ați spart gheața. Uitați, se bucură surorile să vă audă vorbind. Vă iubesc mult. Sunteți o persoană tare iubită aici în comunitate, din câte îmi dau eu seama. Da, știu că ați fost la porumbacul la tabăra de sănătate. Da, vă țin minte. Da. Să fost cu noi în tabără. Mă bucur. Bun, altcineva mai dorește? Poftim. Săptămâna aceasta m-a sunat o fostă colegă de servici. Nu mai lucrăm împreună de 2 ani de zile, dar ținem legătura. Nu se mai întoarce la locul de muncă unde am lucrat împreună. Are posibilitatea să se angajeze în 2 locuri și nu știa ce să aleagă. I-am spus, roagă-te la Dumnezeu să-ți deschidă uși și să închide uși acolo unde crede El. Am stat de vorbă. Ne-am adus aminte și de bune și de rele, dar mulțumesc lui Dumnezeu că m-a sunat și m-a întrebat, știind că sunt de altă religie. Urmează să mă sune să vadă cum i-a închis și i-a deschis Dumnezeu uși. Dumnezeu să fie cu ea. Amin. Amin. Să ne rugăm pentru dânsa. Aici. Eu când am ajuns acasă după serviciul divin de dimineață, am avut un telefon de la o doamnă care nici nu mai știam dacă e în viață, Magda, se tot aibă peste 90 de ani, ea în București, eu în București frecventez Biserica Popa Tatu, în București venea și era nelipsită de la toate seminariile de sănătate de la Misiunea Femei. Noi acolo ne pregăteam și cu masă și întotdeauna un vorbitor, sănătate mentală, era... și îi sunam pe oameni, ne făcusem o bază de date și această doamnă venea cu sora ei. De-a lungul de 10 ani o cunoșteam. Deci atunci cred că avea vreo 80 și îmi notasem eu prin baza de date. Și acum m-a sunat și
nu e prima dată de atunci, mă tot sună și mi-a cerut o femeie care să o ajute și pe sora ei. Și acum mi-a spus, Mirela, știi că ți-am spus acum un an de sora mea, nu mai e în viață ea. Eu însă am căzut, am fractură de șold, tare mult te rog să-mi găsești o femeie de la voi, că numai în ea aș avea încredere. Și am zis, o să caut, am și câteva numere de telefon, chiar de surori care vor să ajute. Așa că tare mi-e drag că oamenii din poporul Domnului sunt altfel și sunt recunoscuți, sunt ceruți, sunt vruți. Asta se cam știe, că pocăiții sunt vruți și să fie angajați, că sunt oamenii cei mai cuminți, cei mai ieftini. Așa am primit și telefonul acesta și m-a bucurat foarte mult și am zis că să vă împărtășesc. Mulțumim, bucuria. Slavă Domnule, da. Mai e o mână ridicată. După cum a spus și fratele pastor de dimineață, luni și miercuri s-au desfășurat examenele pentru evaluare națională la clasele a 8-a și eu am fost asistent la aceste examene. Și luni s-a întâmplat ceva pe care eu mi l-am explicat, dar colega cu care eram l-a înțeles mai târziu. 15 copii și pe rândul de la geam erau toți Popescu. Popescu Octavian, Popescu Andrada, Popescu așa. Și pe rând, celelalte două rânduri, alte nume. Și în momentul în care am verificat, eu am rugat-o pe colega mea să verifice cu ajutorul, cu cartea de identitate în față și eu să trec să le lipesc, să lipesc colțurile. Și la un moment dat am luat-o de la Popești, deci cu toți Popescu pe rând, și pe rândul din mijloc, undeva la mijlocul rândului, convinsă fiind că colega mea a verificat, totuși mi-am aruncat ochii pe etichetă și am văzut Popescu. Și zic, măi, dar tu tot Popescu ești? Colega mea a înțepenit și a zis, vai, nu-i Popescu. Și fetița a început să plângă, efectiv, și a dat seama că greșise și nu știa cum să mulțumească. Și colega mea a spus, uite, prin tine Dumnezeu a lucrat ca fetița asta să nu piardă examenul. Și doar cel de sus, prin mine, prin faptul că mi-am aruncat ochiul pe numele ei. Și am binecuvântat pe Dumnezeu și am zis, nu doar pe mine mă iubește Dumnezeu, că așa spunea colega mea, pe tine te iubește Dumnezeu. Zic, nu, mă iubește și pe mine și pe tine, care n-ai verificat cum trebuie, și și pe ea, care cu siguranță ar fi pierdut examenul. Deci amin și lăudat să fie. Amin. Deci ea de emoție a auzit că toți sunt Popescu și a scris și ea Popescu. Totuși ce a determinat-o să... După ce au trecut emoțiile, am rugat-o să fie foarte relaxată, zic, nu se întâmplă nimic, e foarte bine, și a zis că nici ea nu-și poate explica. Da, emoțiile, da? Mulțumim și ne bucurăm, mai ales când altcineva recunoaște mâna lui Dumnezeu acolo și recunoaște că un copil al lui Dumnezeu a fost la datorie. Poftim! Folosesc acest moment pentru o mulțumire. Mă gândesc că poate nu mai am prilejul în curând să aduc această mulțumire. Mă numesc Marin Udroiu, fac parte din Biserica Ortodoxă și majoritatea fraților din Biserica Adventă mă cunosc de mulți ani. Momentul de mulțumire este pentru următorul motiv. Eu locuiesc foarte aproape, aici pe strada Trivale. Mama mea are 88 de ani și este la neputință, aproape nedeplasabilă. Nu știu ce m-aș fi făcut. Nu știu dacă aș fi găsit soluție, dacă nu m-ar fi ajutat Biserica Adventă, prin câteva surori de aici din biserică. Iar sora Violeta Grigor vine în fiecare zi acasă la mama și o ajută din dragoste. Iar i-am spune mereu că, zice, eu n-aș avea putere să mă ocup de mama dumitale dacă nu m-ar ajuta în rugăciune încă trei surori din biserică,
care se roagă permanent pentru mama. Uitați-vă și dumneavoastră ce înseamnă cu adevărat o inimă creștină. Trece peste granițe confesionale, trece peste prejudecăți legate de dogmă și se duce și ajută pe cel căzut. Mulțumesc, Doamne, că ai deschis inimile fraților și surorilor din biserică pentru asta. Amin. 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 Mulțumim pentru așa predică, nici nu mai trebuie să ținem predici. Asta e cea mai bună predică, nu? Să auzim că numele lui Dumnezeu este lăudat datorită membrilor bisericii și datorită slujirii noastre, a dumneavoastră, neegoist. Și m-am bucurat, că și mă bucur că încep să cunosc comunitatea de aici mai bine. Plecam sărac dacă nu vă întrebam experiențe. Sora! În primul rând vreau să-i mulțumesc Domnului că mi-a dat ocazia să mulțumesc public. Acum 2 săptămâni v-am vorbit despre fratele meu. V-am spus că are o problemă de 1 an de sănătate. A fost depistat cu cancer la stomac. V-am spus că are 1,80 m și 56 de kg, dar nu vrea să cedeze. Deci are încredere că o să fie bine. Și mulțumirea mea către Domnul este că așa la 1,80 m și 56 de kg a avut curajul să plece cu rucsacul în spate, cu soția, bineînțeles, cu trenul și este în Austria, în vacanță. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul că este cu el, îi dă putere să meargă mai departe cu încredere. Cel mai bine să fii plecat de acasă, că nu te găsește nimeni. Poftim? N-am înțeles. E bine să fii plecat de acasă, da, asta spuneam mai devreme. E bine că a plecat în excursie. Mulți s-au însănătoșit plecând, uitând de grijile de acasă. Da, de asemenea, vreau să mulțumesc tuturor fraților și surorilor care se roagă pentru oamenii bolnavi și în special care se roagă pentru fratele meu. Mulțumim! Da. Hai că s-a dat un start bun și cred că ar fi ocazia să mai continuăm puțin. N-aș vrea să opresc așa dintr-o dată experiențele. Mulțumim încă o dată pentru experiențele împărtășite, mulțumim pentru cei care se roagă, mai ales pentru cei în suferință. Cine mai dorește? Ok. Mai avem o experiență? Este doar o mulțumire. Am avut 4 copii care au susținut examenul de capacitate și din autoevaluări. Așteptăm rezultatele miercuri, dar ei toți s-au ridicat peste nota 8.50. Felicitări! Felicitări! Mulțumim! Mai avem timp? Cine mai dorește? Poftim. Pentru că toată lumea a început cu problemele acestea ale examenelor, țin și eu firul acesta. Săptămâna aceasta, după ziua de miercuri, după ce am terminat asistențele acestea la examenele de evaluare, am plecat la țară să lucrez la grădină. Și așteptam ziua de vineri în care să fiu anunțată de către unul dintre liceele unde predau, unde voi fi la comisia de bacalaureat, dar așteptam așa cu ceva îngrijorare, pentru că, mă rog, în ziua de luni am foarte multe lucruri planificate și speram să nu fie la un liceu departe de casa mea, sau poate și în alt oraș și, sau în apropiere de Pitești. Și am întârziat un pic răspunsul acesta, dar m-am rugat și am zis, Doamne, te rog din suflet, lucrează Tu să fie într-o zonă unde să pot și eu să mă mișc foarte repede. Și răspunsul acesta întârziat a adus și o mare bucurie. Am primit răspunsul ieri după amiază. Ești distribuit la liceul X. Acest liceu este exact în spatele blocului unde locuiesc eu. Nu se putea mai aproape de atât. I-am mulțumit Domnului pentru că a ascultat rugăciunea mea așa prompt. M-am rugat și mi s-a răspuns în timp scurt. Amin. Cât de bun e Dumnezeu. Ne ascultă rugăciunile chiar atunci când nu par nu știu ce mare lucru, nu? Lucru mărunt. Sau mie mi s-a întâmplat odată, eram în Statele Unite ale Americii și
I-am cerut lui Dumnezeu, sau nici n-am avut curaj să-i cer prea mult, dar m-am rugat așa, mi-ar fi plăcut să zbor cu un avion de mici dimensiuni. Deci zburasem cu avioane mari în America, dar n-am zburat niciodată cu un avion de la mic. Și într-o săptămână, trecând în fiecare zi când mergeam la o reședință unde trebuia să am mai multe întâlniri, vedeam avioane mici pe un aeroport din Tennessee, din Collegedale. Și m-am rugat, Doamne, dacă e voia ta, vreau și eu să merg, să zbor cu un avion așa mic. O banalitate și un moft, ar zice, nu e o nevoie, nu? Ce nevoie are omul să zboare cu un avion de mici dimensiuni? Sâmbăta respectivă, la o întâlnire mare de tineret, mă întâlnesc cu fratele David Gates. Știți că dânsul a mai fost în România, m-am salutat, am prezentat că sunt și eu din România. A, zice, la, vine, mă bucur că ești așa, uite, ce faci duminică? Dar eu întreb, dar de ce? Uite, duminică eu am un zbor dintr-un loc în altul cu un avion de ăsta mic, n-ai vrea să vii cu mine cu avionul să zbori? Așa că a doua zi am zburat chiar de pe acel aeroport pe care vedeam avioanele alea mici și mă gândeam cât de bune Dumnezeu, nu? Câteodată chiar și mofturi de astea împlinește, chiar și lucruri care, pe care nu avem nevoie chiar neapărat, cu atât mai mult rugăciuni, nu? Sau nevoi de care, pe care le prezentăm înaintea Lui. La timpul potrivit, la momentul potrivit, Dumnezeu răspunde și conduce lucrurile. Da. Nu era aripa lipită cu scoci, nu. Bun. Înainte de a merge mai departe, am și un test pentru dumneavoastră. Aseară am anunțat, dimineața am anunțat că mâine avem un program special și aș vrea din sală să răspundeți, atunci când știți, ridicați mâna și vă numesc sau cumva facem să răspundeți la întrebarea. Ce program este mâine în biserica de aici? Poftim? Hai să vedem, o persoană, să audim tare. Poftim? Ok, testarea sănătății. Da, se numește expoziție de sănătate, într-un fel, da? E un fel de screening pentru sănătate și sfaturi pentru un stil de viață sănătos. Bun, mulțumesc. La ce oră începe programul de mâine? Cât? 15. Aud 13, aud 15. Ok. La ora 15. Unde se ține programul? Aici la subsol și aici în sală, da? Bun, în ce constă programul de mâine? Ia să vedem. Poftim? Analize medicale, în primul rând, da? Începând de la ora 3. Știe cineva ce analize aseară am anunțat? Cei care au fost aseară știu. Glicemie, colesterol, acum e și defalcat, și HDL și LDL separat, trigliceride, tensiune arterială, procentul de apă din organism. Hai, continuați, că ziceți bine. Procentul de grăsime, grăsimea viscerală, vârsta sănătății, musculatura, da? Cum stăm cu mușchii, cu oasele, să vedem dacă sunt suficient de dense și destul de puternice. Bun, foarte bine, văd că ați prins ideea sau cel puțin deja știți cam ce urmează. Bun, cui se adresează programul? Pentru cine e făcut programul de mâine? Poftim? Adică și pentru membrii bisericii, și trebuie să chemăm cât mai mulți membri, și pentru prietenii noștri, da? Și din afara bisericii, deci pot veni toți și putem veni cât mai mulți. Bun, este și o prezentare medicală la sfârșit, da sau nu? Pe ce temă? Ok, depresie, așa generic, dar cum să-ți îmbunătătești sănătatea mentală, da? Și vom vorbi principii, vom prezenta principii foarte, foarte actuale care dau rezultate în programele de reversie a depresiei. Foarte bine. Văd că știți. Cine aduce cel puțin un prieten mâine? Toată lumea câte un prieten? Ia să vedem, cei care ați vorbit deja cu prietenii, ce le-ați spus? Cum i-ați convins să vină? Seara asta sunați. Cei care ați sunat deja, cum ați convins? Era fratele aici, Sorin. Ați trimis SMS, WhatsApp. Invitația i-a convins, deci n-a fost nevoie de mai multe explicații. Bun. Aveți invitația pe WhatsApp? Ați putut trimite mai departe la prieteni? Ok.
Bun, e o ocazie. E o ocazie și ne-am bucurat să participe. Noi ne-am pregătit pentru 300 de persoane. Adică avem teste, dacă vor fi 300 de persoane, 300 de persoane vor fi slujite. Așa că puteți invita cât mai mulți, nu? Bun, hai să intrăm în tema noastră. O să rog băieții de la tehnic să mă ajute cu prezentarea. Și o să mai rog câțiva tineri, să vedem, Radu, cu... Pardon? În ultima vreme am auzit o chestie, și anume că cel mai scurt creion, e un proverb în limba engleză, cel mai scurt creion e mai lung decât cea mai lungă memorie. Cu alte cuvinte, ce rămâne scris, rămâne scris. Și mi-am făcut un obicei ca să îndrum membrii să vină la biserică cu un carnețel și cu pix. Nu știu, obișnuiți? Cine obișnuiește să vină la biserică cu carnețel și cu pix? Foarte bine, felicitări! Chiar Ellen White recomandă că atunci când merge la biserică să luăm notițe. Da? De ce? Pentru că uităm, o statistică din Statele Unite arată că până miercuri majoritatea membrilor uită predica pe care au auzit-o sâmbătă sau duminică. Nu e o statistică prea încurajatoare pentru pastor, nu? Să știi cât ai pregătit, ai pregătit un mesaj, ore întregi, poate ai studiat chiar o săptămână, ore la rând, să pui cap la cap material, poate ai pregătit și un PowerPoint, ai ținut prezentarea și într-o săptămână nici nu se apucă finalul de săptămână și membrii uită. Așa că am făcut... Ori de câte ori predic, încerc să am un rezumat. Dimineața n-am avut, îmi cer iertare, dar am trimis fratelui pastor prezentarea, ca să o aveți și dumneavoastră, să o puteți primi pe grupul bisericii. Tot dimineața ați mai primit rezumatul de dimineață, de la prezentarea de dimineață. Iar acum v-am dat un scurt rezumat, dar rezumatul cum este? Pe jumătate. Vă trebuie un pix... Și puteți scrie ce lipsește aici, în așa fel încât să contribuim și noi. S-a descoperit că este o legătură foarte strânsă între creier și mână, între scris, și când scriem cu mânuța noastră, reținem mult mai bine. Da? Și pentru a eficientiza, pentru a scoate la maxim timpul de învățare, pentru că de asta venim la biserică, nu? Nu venim să bifăm acolo, am fost la biserică, nu suntem mântuiți pentru că am intrat în biserică și am participat și am stat cu minți în adunare, nu ne premiază Domnul Iisus că am cântat în cor, ci umblarea la biserică este de fapt o ocazie de formare a caracterului și asta se face prin educație. Da? Și ca să obții rezultate trebuie să găsești mai multe mijloace. Da? Foarte puțin dintre noi suntem doar auditivi. Mai e un motiv pentru care să iei notițe. Acum mai sunt metode și la dumneavoastră se filmează. Spune Ellen White așa, că atunci când îți iei notițe, faptul că reții și tu mai bine e un avantaj, dar dacă mergi la cineva în vizită în timpul săptămânii, spuneați că mergeți la bolnavi în timpul săptămânii în vizită, te întreabă ce a fost acolo, despre ce s-a vorbit. Păi nu mai știi, nu-ți mai aduci aminte, dar dacă ai textele de bază, ideile de bază, scoți carnețelul, stai că-ți spun, și în momentul când vezi ideile, ți-aduce aminte subiectul, nu? Mi s-a întâmplat un lucru și anume am fost la o prezentare similară și am primit o astfel de foaie. După ce s-a terminat prezentarea, am împăturit-o, am pus-o în buzunar, când am ajuns în mașină mă deranja și am pus-o în portieră la mașină. Și am uitat de acolo, a rămas acolo mult timp. Dar într-o ocazie, când eram trist, treceam printr-o problemă, am văzut hârtie acolo și am scos-o. Și am putut să citesc și erau exact cuvintele de care aveam nevoie, erau exact mesajul de care aveam nevoie. De aceea... Nu desconsiderați astfel de hârtii și nu desconsiderați ideea asta de a veni la biserică cu carnețel și cu un pix. Poate data viitoare când vin, toată lumea are un carnețel, are un pix, luați notițe, transmiteți mai departe ideile, înțelegând că de fapt biserica este un loc de învățare, de dezvoltare. Am promis că în după amiaza aceasta vom discuta despre relații fericite și vom aborda 7 pași pentru relații, pentru a avea relații fericite. Realitatea că este un subiect crucial de care avem nevoie cu toții. Toți avem nevoie să știm cum să depășim o ceartă, cum să ne împăcăm,
Da? Fie că este vorba de o împăcare acasă, fie că este vorba de o împăcare la serviciu, la locul de muncă, la școală, care sunt elevi, toți avem nevoie de a ști cum să avem relații fericite. De ce? Pentru că întotdeauna unde sunt oameni sunt și probleme. Cei care știu și lucrează cu oamenii spun așa: cea mai mare bucurie și satisfacție să lucrez cu oamenii în instituția mea. Și tot ei spun așa: cea mai grea lucrare și cea mai, mai multe probleme vin de la oameni. De ce? Pentru că suntem diferiți. Apar probleme, apar conflicte. Și cred că lecția numărul unu pe care ar trebui să o învețe fiecare tânăr în căminul lui este cum să rezolve un conflict. Amin? Și cu toate acestea, cine a învățat în școală cum să rezolve conflicte? Sau cine a învățat acasă, ați avut vreo lecție cum să rezolvi un conflict? Poate am avut parte de demonstrații, dar nu cred că de cele mai multe ori cele mai bune exemple, nu? Poate am văzut conflicte în familiile noastre, la părinții noștri, dar n-am văzut cum depășeau conflictul. De aceea aș vrea să vă propun în după amiaza asta un seminar. O să încercăm să punctăm ideile principale, în care să vedem cum putem avea relații fericite și cum putem rezolva conflictele. Vreau să vă spun că dacă luați notițe și dacă mai și aplicăm ce învățăm astăzi, veți salva mulți bani, multă energie și multă durere. De aceea cred că e foarte, foarte important să luăm un pix, să fim atenți. Eventual, dacă nu înțelegem ceva, puteți pune întrebări. Este un seminar deschis, nu este o predică. Spuneam mai devreme, ce ne răpește fericirea? Poți vedea oameni bogați, și spuneam și dimineață și aseară, poți vedea oameni cu de toate, dar dacă au conflict în viața lor, conflicte nerezolvate, sunt oameni distruși, nu, de multe ori. Pentru că un conflict, fie în casă, fie la serviciu, fie cu o rudă apropiată, și de multe ori cu cine se întâmplă cele mai dese conflicte? Cu cine avem cele mai mari conflicte? Spunea cineva astăzi la biserică, când intram, măi, ce frumos e cu voi, ce oameni frumoși suntem, și eu în gândul meu zic, măi, nu mă cunoști. Cu adevărat, nu? Așa când ne întâlnim la biserică, toți arătăm bine, în cravată, da, frumos, cu cămașa călcată, cu zâmbetul pe buze, salutăm. Dar nu? Unde ai cele mai mari conflicte și cele mai multe probleme? Cu cei dragi, cu cei apropiați, cu cei lucrezi zi de zi. Cel mai des cu soțul sau cu soția, cu părinții, părinții cu copiii. Și apoi pasul 2 la serviciu, nu? Că acolo petreci 8 ore pe zi, iarăși acolo apar iarăși conflictele. De aceea trebuie să învățăm știința reconcilierii, se numește. Adică rezolvării conflictelor, reparării relațiilor, da? Pentru că vrem, nu vrem, relațiile se strică. Numai prin simplu fapt că ai deranjat pe cineva, nu știu, fără să vrei, te îmbulzești pe la ieșirea din biserică și ai călcat pe cineva cu tocul, nu? Și ai avut și un toc de la mai ascuțit. Ce ai făcut? Ai creat un conflict, că s-a supărat persoana pe tine. Trebuie să știi cum să repari, nu? Să înveți câteva lucruri, cum să repari conflictul. Și aș vrea să vă împărtășesc câteva lucruri pe care le-am învățat și eu la rândul meu și le cred foarte valoroase. În primul rând vreau să folosim termenul ăsta al reconcilierii. Este reconcilierea înseamnă împăcarea sau restabilirea relației într-un conflict. Deci nu întotdeauna când ești în conflict trebuie să ajungi la același numitor comun, da? Cum zic americanii, să vezi ochi către ochi, să ai aceeași opinie. Poți avea opinii diferite, poți avea credințe diferite și totuși să fii prieten cu cineva, nu? Ce? Înseamnă că dacă cineva are altă credință, eu trebuie să mă cert cu el sau să am conflict? Nu. Tot așa și în familie, între prieteni, la serviciu și așa mai departe. Reconcilierea nu înseamnă neapărat, de exemplu, să lași de dragul păcii să spui cum spune el sau să faci ce zice el. În primul rând, dacă citim Biblia în Matei, capitolul 5, sunt fericirile și una din fericiri, Iisus Hristos proclamă pe muntele fericirilor, atât de frumos, ferice de cei împăciuitori, sau în alte traduceri, ce fac pacea, da?
că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Nu-i așa frumos? Acum întrebarea, cine vrea să fie fiul al lui Dumnezeu și fiica lui Dumnezeu? Toți. Și când ești fiu sau fiica lui Dumnezeu, ești făcător de pace. Veți vedea mai târziu că noi am fost chemați să aducem pacea și să proclamăm pacea atât între oameni și să facem pace, cât între Dumnezeu și om. Se spune că Dumnezeu vrea să facă pace cu omul, chiar dacă omul și-a întors spatele. Dar ce vreau să subliniez aici este cei ce fac pace, nu cei ce mențin pacea. Știți, sunt unii care eu nu intervin, nu fac nimic, dacă reușesc să fac pace, să fie pace, bine, dacă nu, eu plec. Se pare că Biblia ne cheamă la ceva mai mult decât a trăi în pace, ci să fim promotori ai păcii. Amin? Și aș vrea ca în după amiaza asta să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă la slujba împăcării, să îi împăcăm pe oameni. Amin? Prima dată aș vrea să punctez câteva mentalități greșite cu privire la împăcare. Mulți cred că a face pace înseamnă să eviți conflictul. Da? Și sunt persoane care, pur și simplu, atunci când apare un conflict, au ieșit pe ușă. Da? Mai ales soții fac așa, când soția zice, trebuie să stăm de vorbă și știu că e vorba de un conflict, încep să tremuri, oricât de mare ar fi el, și țurști pe ușa afară să plece cât mai departe. Nu-i așa? Zâmbiți, surorilor, dar cam asta se întâmplă, nu de multe ori. Când ne spune soția soțului, trebuie să stăm de vorbă, începe să... Nu? Realitatea este că a evita confruntarea nu înseamnă împăcare. Da? A evita împăcarea nu înseamnă... A evita confruntarea nu înseamnă împăcare. Și al doilea lucru, a lăsat totdeauna de la tine și a spune da, da, de dragul celuilalt numai să fie pace, iar nu-i bine. Se numește codependență. Da? Deci trebuie să ținem și la opinia noastră. Da? Mulți zic, a, eu de dragul păcii zic cum zice el, fac așa, las de la mine și totdeauna las de la mine. E bine, Dumnezeu nu vrea ca să lăsăm tot timpul de la noi și nu-i sănătos, nu? Mai ales când tu ai principii și ai niște valori și să lași tu valorile tale, principiile la care crezi, de dragul păcii, nu e normal, nu? Deci asta iarăși nu este o idee bună sau o cale de a avea pace, ci e mai mult o lașitate sau o codependență. Haideți să mergem mai departe, să vedem care sunt problemele care apar atunci când nu avem pace sau dacă avem conflicte nerezolvate. Și aici puteți deja începe să scrieți, da? Daune provocate de conflictele nerezolvate. În primul rând scrieți așa, numărul 1, blochează părtășia cu Dumnezeu. Blochează părtășia cu Dumnezeu. Am cântat la început un cântec, cum se numea cântecul? Dezici, păzezi, spuneți mai departe, tare așa. Dezici, iubesc pe Dumnezeu, iar fratelui tău, ce faci? Cu alte cuvinte, dacă ai relații nerezolvate și ții ură față de cineva, n-ai cum să-L iubești pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu a lăsat, nu, ca să ne iubim unii pe alții, și spune așa în 1 Ioan 4, 20 și 21, dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos, că cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu îl vede? Deci Dumnezeu a lăsat ca să ne exprimăm dragostea față de El, iubind pe frații noștri. Ce frumos a exprimat Dumnealui când a spus, uite, vine cineva zilnic sau săptămânal, nu zilnic, vine cineva și are grijă, nu? Arată dragoste, nu? Arăți dragoste. Cum poți să arăți dragoste față de Dumnezeu? Dumnezeu nu e aici pe pământ. Făcând bine și arătând dragoste față de cineva din jurul tău, pe acest pământ, da? Și cum poți să-L spui pe Dumnezeu, că-L iubești pe Dumnezeu, dacă tu nu reușești să-L iubești pe aproapele tău pe care îl vezi în fiecare zi? Și aceasta este porunca pe care o avem de la El. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Amin? Acum, interesant, e normal să spunem fraților noștri că îi iubim? Hmm?
Da, într-adevăr, putem spune și mai multe feluri, dar să vedeți că e important să și zicem cu vorba, nu numai, da? O putem spune mai multe feluri. Corect, din prea plinul inimii vorbește gura. Ar trebui să ne exprimăm mai mult dragostea frățească și în dragostea în biserică, unii față de alții, și în familie. De multe ori suntem reținuți. Țin minte odată că, și o să vedeți imediat, am crescut mai mare și niciodată nu l-am auzit pe tatăl meu când spune, să-mi spună că te iubesc. Și eu, când am crescut mai mare, l-am întrebat, tată, tu mă iubești? Și el a zis, da, cum să nu țin la tine, nu vezi că fac atâtea și așa? Dar zic, nu mi-a zis niciodată. El a început să plângă și mi-a zis, nici tatăl meu nu mi-a spus niciodată că mă iubește. Da? E important să și exprimăm, da, dragostea și prin vorbe. Unii dintre noi au nevoie numai de fapte, dar alții au nevoie să-și audă. Pentru că veți vedea imediat, urechile sunt o cale bună de a iubi pe cineva, da? De a-i spune ceva. Un al doilea motiv sau o a doua problemă care apare atunci când este un conflict nerezolvat, Dumnezeu nu ne poate asculta rugăciunile. Puteți scrie acolo. Oare așa? Dacă am o ceartă cu cineva și n-am rezolvat cearta, Dumnezeu nu mă ascultă rugăciunile? Haideți să vedem ce scrie în 1 Petru 3 cu 7. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dați cinste femeie ca unui vas mai slab, ca unele care vor moștenea împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. În limba engleză sună puțin diferit, traducerea în română e diferită. În limba engleză sună cam așa, bărbaților, iertați-vă nevestele, fiți îngăduitori, lăsați de la voi în anumite lucruri, nu țineți la dreptate, nu? Raționalul vostru, că așa e cum zic eu și așa rămâne, da? Cu alte cuvinte, atunci când ai o problemă, lasă de la tine, învață să ierți. Învață să ierți pentru că cineva ți-a greșit. Ce vrea să spună acest verset? Dacă un bărbat nu-și iartă nevasta, Dumnezeu nu-i ascultă rugăciunile? Da sau nu? Exact asta spune, da? Degeaba te rogi dacă, da? Un al treilea motiv pentru care trebuie să iertăm. Pardon, bine că mi-a dus aminte, eu dau aici. Un al treilea motiv pentru care trebuie să iertăm este pentru a fi fericiți. Noi, nu celălalt. Pentru că atunci când nu ierți, știți cum este? Spunea cineva că atunci când nu ierți, chiar dacă nu ești tu vinovatul, da? Este ca și cum ai bea o travă și te-ai aștepta ca celuilalt să-i se facă rău. Repet, atunci când nu ierți, e ca și cum ai bea o travă și ai aștepta ca celuilalt să îi se facă rău. Dar cui se face rău? Când tu bei o travă? Celui ce bea. Deci, atunci când nu iert, neiertarea îmi distruge fericirea. Biblia ne mai arată un lucru și anume că împăcarea are la bază legea semănatului și recoltatului. Și spune așa, cei care sunt împăciuitori vor să dise semințe de pace și vor secera bunătate. Noi știm proverbul românesc, ceea ce seamănă omul, aceea va secera. Dar vreau să vă întreb, e adevărat proverbul ăsta? Pe jumătate. Pe jumătate e foarte adevărat, dar jumătate nu e adevărat. Știți de ce? Cine are pământ de aici? Cine are grădină? Așa, ați semănat porumb? Bun. Ați secerat tot cât ați semănat? Mai mult! Asta e problema. Da, e tot porumb, dar nu e altceva. Dacă ai pus porumb, porumb iese. Adică dacă ai pus bârfă, ură, neiertare, tot neiertare, bârfă, ură, primești, dar nu primești la fel aceeași cantitate, ci este legea semănatului și a seceratului este legea multiplicării, nu? Pui un bob și iese un spic cu câte boabe? Sute de boabe, poate. Pui un grăunte de porumb și iese un sciulete care are mii de boabe acolo, da? Deci se și multiplică. De aceea trebuie să înțelegem că și aici, în ce privește relațiile, felul în care ne raportăm față de cei din jurul nostru, mai devreme sau mai târziu va veni ca un bumerang și ne va
lovi. Dacă ești tratezi cu neiertare, la rândul tău vei fi tratat cu neiertare. Dacă ești fără milă, vei fi tratat fără milă. Deci trebuie să înțelegi cum e proverbul românesc, spune ce ție nu-ți place, altuia nu face, nu? Sau cum faci, așa ți se va face, da? Sunt foarte adevărate, da? Deci, roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Dacă vrei să ai parte de pace, dacă vrei să fii iertat, iartă, dacă vrei să ai, să ai pace, fă pace. Dar cum să fim împăciuitori? Este natural pentru noi să fim împăciuitori? Vreau să vă întreb, e un subiect de actualitate? Credeți că e important să-l studiem? Avem conflicte în ziua de astăzi? Nu? Începând de la războaie, nu? Mari, conflicte între partide, conflicte între biserici, conflicte între națiuni, conflicte interne în țări, nu vedem țări în care se revoltă oamenii, tot felul de conflicte. Avem și în biserică conflicte? Din păcate avem și în biserică, da? Acolo chiar de multe ori Satana se bagă mai urât și face, nu, dezbinare, să distrugă. Avem conflicte și în familie? Mai ales, nu? Nu? Care... De aceea trebuie să învățăm și este un subiect important. Hai să vedem care sunt pașii pentru a fi împăciuitor. Și acum luăm punctul 1 și aveți aici o linie liberă, preia inițiativa, fă tu primul pas. În 2 Timotei 1:7 spune așa, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Vedeți, în împăcare, în reconciliere, de obicei avem tendința să gândim în felul următor. Celălalt să vine să-și ceară iertare, că el a greșit sau a greșit mai mult, nu-i așa? El să vine la mine să-și ceară iertare, nu eu la el. Sau ne e frică pentru că dacă mergem să discutăm, să nu cumva conflictul să degenereze. Însă Biblia ne arată că noi trebuie să fim agenți ai împăcării și să facem noi primul pas. Împăcarea nu vine de la sine. Mulți zic așa, lasă că timpul le vindecă pe toate. Ați auzit? Oamenii care spun, nu, cu timpul le vindecă. Cunoașteți persoane care s-au certat cu frații lor de corp acum 10 sau 20 de ani și relația nu e vindecată nici astăzi? Eu cunosc în localitatea de unde am plecat doi frați de corp care s-au certat pe o bucată de pământ după ce le-au venit înapoi pământul de la CAP. Și acum îți certați. Unii au murit neîmpăcați. De ce? Pentru că cea mai mare minciune este să crezi că timpul le rezolvă pe toate, că se rezolvă de la sine. Dacă lucrurile s-ar rezolva de la sine, de fapt pe pământul ăsta nimic parcă nu se rezolvă de la sine. Dacă vrei o problemă să fie rezolvată, trebuie să te apuci de ea și să o rezolvi. Dacă ai un conflict nerezolvat, să nu crezi că timpul va rezolva. Poate că nu mai e acolo atât de prezent. De exemplu, am avut o situație cu cineva, o situație destul de gravă și până n-am mers să discutăm până la ultimul strop, să rezolvăm, să tragem linie și să ne spălăm picioarele și să unul la altul, da? Și să luăm Sfânta Cina împreună, lucrurile nu, chiar dacă erau lăsate, așa credeam că totul e bine. Nu, totuși era ceva mocnit acolo. De ce? Ori de câte ori apărea, de nou, nu? Se aprinde ca focul ăla care pâlpâie acolo, dar dacă mai pui puțină benzină și ești neatent, mai scap benzină, îi zbucnește din nou. De aceea trebuie să înțelegem că trebuie să facem noi primul pas. Asta se aplică în toate, să știți. Chiar dacă lucrurile s-au rezolvat de la sine, asta înseamnă că n-ai mai trebuit să mergi la medic atunci când ești bolnav. Te duci în sala de așteptare și stai acolo câteva ore și se rezolvă lucrurile. Nu mai trebuie să te tratezi, nu? Nu mai trebuie să faci nimic, că lucrurile se rezolvă. Dar de multe ori ce se întâmplă? Lucrurile se agravează dacă nu sunt tratate, nu sunt abordate. Interesant că Biblia e foarte, foarte clară în această direcție și spune așa în Matei 5:23-24, spune așa, așa că dacă îți duci, aduci darul la altar, atenție, deci dacă vii la biserică și acolo îți aduci aminte, ce? Că ai făcut ceva împotriva celuilalt? Nu, că fratele tău are ceva împotriva ta, adică ești certat cu cineva, dar nu-i neapărat că tu ești vinovat. Ce spune așa? Ce spune aici?
lasă-ți darul acolo, înaintea altarului, și du-te întâi de te împacă cu fratele tău, apoi vino de a-ți du-ți darul. Ce spune acest verset? Îi spune că e mai important decât să vii la biserică este să te împaci cu fratele tău acasă, sau cu soțul tău, sau cu soția ta. Corect? Aici vorbește despre dar. Cu alte cuvinte, decât să dai zecimea, da, și darul de la biserică, dacă ți-ai adus aminte că ai o problemă, mai bine lasă banii acolo, dar atenție, da? Să dai darul la biserică și apoi să te duci acasă, te împaci, da? Și acum o să știm ce se întâmplă data viitoare când începe colecta și începe lumea să iasă afară. Da? Nu știu de câte ori s-a întâmplat, acum nu prea mi se întâmplă că noi stăm aproape de biserică, e acolo un campus, dar știu persoane care îmi povesteau că pe drum la biserică s-au certat cu soțul sau cu soția în mașină. Da? Se pare că acest verset spune așa: mai bine stai în mașină, nu te du la predică, nu intra în biserică, stai în mașină și rezolvă problema cu soțul sau soția, împacă-te și apoi du-te, da, la biserică, decât să mergi la biserică certat. Amin? Da. Realitatea este că nouă ne este frică și suntem construiți diferiți. Într-un conflict sunt persoane cărora le vine foarte ușor să exprime, nu? Sunt persoane care spun: eu spun ce am pe suflet, mă descarc și îmi trece, nu? Ați auzit de persoanele astea? Sau persoane care atunci când apare o problemă încearcă să tacă, să țină în ei și să fugă. Și cineva foarte amuzant a spus așa că fiecare dintre noi suntem una din cele două categorii, fie țestoasă, fie sconx. Țestoasa, când apare un conflict, se ascunde în carapace, are tendința să se retragă, să tacă și nu să nu mai vorbească. Sconxul, pe de altă parte, împroașcă, da? Știi ce are în minte, știi când e supărat, toată lumea din jur trebuie să știe că persoana aia e supărat. Și spunea așa, într-un curs de căsătorie și curtenie, spunea așa, că de obicei opoziții se atrag și se căsătoresc. Și cam în toate familiile, unul e sconx și celălalt e țestoas. Da? Unul spune foarte repede ce are pe suflet și zice așa direct și celălalt se ascunde. Realitatea este că, conform Bibliei, nu e nicio poziție bună. De multe ori spunem, a, păi eu spun așa cum sunt lucrurile, dar ce, ajută cu ceva să spui? E cineva care s-a schimbat pentru că tu l-ai mustrat? Cicăleala ajută pe cineva? Ați văzut vreun copil sau vreun adult schimbat pentru că cineva l-a cicălit? Ba mai mult s-a înrăit, nu? Avem tendința să ne apărăm, să intrăm în defensivă și să respingem cicăleala, da? Și pe de altă parte, cum spuneam mai devreme, un conflict nu se rezolvă dacă te retragi în carapace, nu? Mai devreme sau mai târziu lucrurile o să pocnească undeva, e ca și cum ai ascunde gunoiul sub coș. Acum nu trebuie să vă uitați într-o familie care e sconxul și care e țestoasa, doar să ține minte principiul ăsta, da? Bine, realitatea este că atunci când e vorba de a aborda un conflict, ne este frică la toți. Și cine, de fapt, în mintea lui sănătoasă, iubește conflictul? Nu știu, vă place conflictul? Uauleu, mie îmi place pacea, mie îmi place liniștea, să n-am conflicte, de dragul păcii, aș face orice aproape. Realitatea este că așa am fost construiți de Dumnezeu. Pe de o parte vă spuneam că nu-i bine să lași totul de dragul păcii, dar pe de altă parte trebuie să înțelegem că dragostea învinge frica. Pentru că motivul pentru care nu abordăm problemele în casă, la serviciu sau în altă parte în relație, de ce? Că ne este frică. Frica ne... Însă, în dragoste nu este frică. Și am găsit experiența asta a pompierului, nu? Care nu intră în flăcări într-o casă pentru că este frică, nu? Cui nu este frică de foc? Dar dacă este acolo un copil care plânge și strigă după ajutor, până și mama lui care nu e echipată din dragoste, intră în flăcări. De ce? Că vrea să salveze, îi este drag, ar da orice ca această problemă să fie rezolvată. Și atunci nu mai gândește cu capul, ci gândește cu inima. Și asta ar trebui să facem și noi în familiile noastre, în relațiile noastre, de multe ori să lăsăm raționamentul ăla pe care îl avem noi, că eu am greșit, celălalt nu știu ce, să lăsăm dreptatea pe care o avem și să intrăm în foc, adică să clarificăm și să rezolvăm conflictul, ceea ce nu este ușor, nu? Trebuie să învingi. Dar pentru asta ce faci? Ai nevoie de dragoste, așa cum un pompier
are nevoie de dragoste, nu? Sau să fie motivat pentru a intra în flăcări. Deci prima lecție era care? Cine să facă primul pas? Ăla care are greșit mai mult, nu? Nu, eu trebuie să fac, cel care stau aici la seminar. Cei care sunt acasă n-au auzit seminarul ăsta, au o scuză, ei nu trebuie să facă primul pas. Dar toți de aici care am fost aici la seminar trebuie să facem primul pas. Amin? Bun. Hai să vedem care e pasul 2. Deci, inițiez și spun, ok, trebuie să iau o hotărâre, trebuie să fac ceva, nu pot lăsa lucrurile așa. Al doilea lucru pe care trebuie să-l fac e să cer ajutorul lui Dumnezeu. Pentru că, într-adevăr, într-un conflict nu e ușor, nu? Trebuie să rezolvi lucrurile și de multe ori simți că n-ai suficientă înțelepciune. Și asta e un lucru bun. În Iacov 1:5 avem o făgăduință atât de frumoasă, nu-i așa? Care spune așa. Dacă vreunuia dintre voi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă cui? Tuturor, cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi... E o făgăduință? Cea mai puternică rugăciune este rugăciunea care se bazează pe o făgăduință. Și dacă îți recunoști nevoia că n-am înțelepciune să rezolv conflictul ăsta, dar bazat pe această făgăduință mergi și spune, Doamne, Tu ai promis că Tu îmi dai înțelepciune. Eu nu am, nu știu cum să rezolv conflictul. Uite, un conflict poate de un an, poate de doi, poate de trei ani, poate de 10 ani în unele cazuri și e dureros. Nu știu cum să-l abordez, mi-e frică. Recunosc că mi-e frică. Dă-mi, Doamne, înțelepciune să știu cum să procedez. Credeți că Dumnezeu vă va da înțelepciune? Bazat pe făgăduința aceasta. Dumnezeu ne va da înțelepciune. Pentru că, într-adevăr, un conflict nu se poate rezolva oriunde, oricând și oricum. Da? Multă lume zice, ah, lasă că rezolv eu conflictul și vine soțul seara acasă obosit, și soția îl pune și el n-apucă să se așeze bine în pat, zice, trebuie să stăm de vorbă. Și începe să vorbească cu el lucruri importante de altfel, nu? Și dintr-o dată aude... Da? Și s-a dus toată discuția și toată rezolvarea conflictului plănuită. De ce? Nu e un lucru, un loc potrivit să rezolvi conflictele în dormitor, da? Mai ales înainte de culcare. Nu este cel mai bun moment, da? Trebuie să căutăm momentul potrivit și Dumnezeu ne poate da înțelepciunea. Nici în public, nu? Vrei să rezolvi o problemă cu copilul tău sau cu elevul tău, nu? Am văzut că sunt mulți profesori, cadre didactice aici. Cea mai mare greșeală unui cadre didactic să mustre copilul în public, nu? Să-l facă de râs în fața colegilor. L-a pierdut imediat, nu? Cea mai bună cale de a-l pierde. De ce? Că nu se face așa ceva, nu ajută, da? De aceea este un loc potrivit, trebuie să fie un loc retras, unde vorbești numai tu cu cel în cauză, nu în fața bisericii. Frate, am o problemă de rezolvat cu tine, stai așa să discutăm. Și începi să torni acolo. Se va rezolva problema? Nu, de ce? Că nu-i înțelept. Da? Trebuie să fie într-un loc restrâns, unde să aibă și el ocazia, da? Să fie un moment liniștit, poate pregătit. Nu îl iei așa de mână, omul nu-i pregătit, poate e grăbit undeva, nu? Faci o programare dacă e cazul. Spui, uite, am vrea ca zilele următoare, săptămâna, când ar fi un timp potrivit pentru tine să discutăm o problemă, nu? Merg și bat la ușă la el și intru cu buzna în casă, omul e grăbit să plece undeva și zice, bă, ăsta nu vrea să rezolvi problema. Dar de fapt el avea pregătit altceva. Sau nu-i locul potrivit, da? Cum spuneam mai devreme, în public sau în altă parte. Sau nu am ales cuvintele potrivite, da? Mulți spun așa, păi eu spun lucrurile așa cum sunt, nu? Unii chiar sunt mândri. Eu sunt omul care spun direct, eu spun verde în față. E un lucru bun? Nu. N-ar trebui să ne mândrim că spun lucrurile așa cum sunt. Pentru că niciodată nu vei ajuta când spui lucrurile. Cu ce ai ajutat? De multe ori trebuie să spui altfel, în așa fel încât să obții rezultate. De multe ori te ajută să spui, uite, dacă ar fi eu în locul persoanei, cum ar trebui să mi se spună mie? Da? Care ar fi calea? Trebuie să aleg cuvintele potrivite și cum o fac. Și Dumnezeu o face în diferite feluri, în așa fel încât să ne trezim. Dumnezeu vorbește celui ce ia seamă. Punctul 3. Începe prin a mărturisi partea ta de vină. Oh, asta e partea cea mai grea. Mai ales când eu știu că n-am greșit. Deci care era? Primul pas era să doresc ca eu să fac primul pas.
Apoi, se cer înțelepciune lui Dumnezeu, să caut momentul potrivit, cuvintele potrivite și în relații cu El, prin rugăciune, să o fac numai de dragul de a face, s-am spus, uite, am bifat, eu mi-am cerut iertare, acum El nu a vrut să mă ierte, ci să o fac în așa fel încât chiar El să poată să mă ierte și, într-adevăr, să reconciliem relația, iar atunci când ne întâlnim deja, să începem prin a recunoaște partea noastră de vină. Ați auzit proverbul românesc, aveam de fapt un coleg din Republica Moldova care spunea așa, fiecare trage focul la oala lui, numai eu la a mea. Fiecare se gândește la problema lui, nu? Noi nu suntem așa făcuți altruiști să ne gândim la problema celuilalt. Fiecare încearcă să tragă cumva turta pe, la el, nu? La, pentru că asta e egoismul. Dar întotdeauna poți începe prin a mărturisi măcar un viciu de procedură. Cu siguranță găsești ceva pentru care ai făcut și tu greșit în problema respectivă. Începe prin a spune, uite, iartă-mă că am greșit cel puțin cum ți-am răspuns. Nu trebuia să-ți răspund așa, da? Sau, nu știu, găsim întotdeauna un lucru pentru care să ne cerem iertare. Pentru că atunci când tu te vulnerabilizezi și ceri iertare, dai ocazia celuilalt să se umilească și el și să-și ceară iertare, da? Nu începe întâlnirea, da, uite, am venit să ne întâlnim, dar să știi că tu mi-ai greșit și uite ce mi-ai făcut și cât m-a durut pe mine și ce mi-ai făcut tu. Realitatea este că ai pierdut din start, da, când începe așa o reconciliere. Primul pas este să spui, uite, îmi pare rău, uite, în primul rând vreau să-mi cer iertare pentru că am fost egoist, nu? Ia să vedem ce spune Iacov 4:1. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare de la toți dușmanii și oamenii needucați? De la oamenii care nu știu să se comporte? De unde vin? Din poftele voastre care suptă lămădura, cu alte cuvinte, din firea voastră pământească, da? Este în noi. Din dorințele noastre egoiste care se luptă înăuntru vostru. Fiecare vrea să aibă întâietate, da? Și dacă nimeni nu dă prioritate, se înfundă intersecția. Cum vedeți aici în imagine, toată lumea a vrut să treacă primul și n-a vrut să-l lase pe celălalt. Și atunci toți s-au blocat și stau toți. Cum au zis unul, dacă a murit capra mea, să moară și... Da? Și atunci s-a blocat totul. Realitatea este că pentru a avea pace, trebuie să înveți să dai prioritate. Hai să te ascult pe tine mai întâi, da? Dacă vrei tu să treci primul și celălalt vrea și-l primul, nu încape, nu? E accident. Caută să fii să înțelegi și apoi să fii înțeles. De multe ori, mulți dau vina pe neînțelegeri, pe diferența sau nepotrivirea de caracter, mai ales în familie, nu? Sunt și avocații care acuză, spun, uite, nu s-au potrivit la caracter și au trebuit să se divorțeze. E așa ceva? E adevărat? Da sau nu? Da sau nu? Păi toți nu ne potrivim la caracter, nu știu, arătați-mi doi care se potrivesc la caracter. Deci nu cunosc pe nimeni și din toate cuplurile pe care le cunosc, nu cunosc să fie identici. Cred că s-ar plictisi dacă ar fi la fel. Deci tocmai asta, că toți nu ne potrivim la caracter și în realitate trebuie să ne aducem aminte că, mai ales într-o relație de căsătorie, nu ne căsătorim pentru fericire, ci ne căsătorim pentru sfințire. Cum spunea cineva într-o glumă, vedeți aici în imagine, tu mă faci fericit, nu, tu mă faci sfânt în realitate, pentru că este o lucrare de sfințire. O altă problemă pentru care nu știm cum să abordăm iertarea și împăcarea este pentru că fiecare vrea să aibă întâietate și mândria ne împinge la aceasta. Da? Biblia spune clar în Proverbe 13:10, prin mândrie se atâță numai certuri. Da? Ați vrea să învățați o frază care să vă ajute în rezolvarea conflictelor? Vă garantez eu că dacă o folosiți mai des, o să aveți relații mai fericite. Uitați, scrie aici, o puteți nota. Îmi pare rău. Deci când ai o problemă, îți spune soțul sau soția ceva, ascult și la sfârșit îi spui, îmi pare rău, m-am gândit numai la mine. Și când o să se trezească soția din leșin după ce a leșinat, ei mai spui odată, îmi pare rău, m-am gândit numai la mine, nu? Și apoi încep să-i explici care e situația.
Realitatea este cât de des a spus asta vreodată în familia dumneavoastră. Îmi pare rău, m-am gândit numai la mine. Am fost egoist. Eul meu. Nu prea spunem, nu? Unii poate n-au spus-o niciodată. Și cu toate acestea, cât de des n-am fost noi egoiști și într-adevăr ne-am gândit numai la noi. Biblia spune foarte interesant, Iisus, Matei 7 cu 3 și 5, de ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Cu alte cuvinte, noi suntem foarte grăbiți, nu? Să vedem rău în celălalt, să-l schimbăm pe celălalt și nu vedem la noi ce avem de schimbat și de multe ori avem lucruri, foarte multe lucruri pe care noi nu le vedem, se numesc în engleză blind spots, adică puncte ascunse, ca la oglindă. Dacă te uiți în oglindă la mașină, în anumite zone, că dacă vine o mașină, nu vezi că vine din spate. Ei bine, așa, pentru că ești într-o poziție defavorizată, nu poți vedea anumite defecte la tine. Iar în familie, celălalt vede defectele cel mai ușor, nu? Da. Punctul 4. Spuneam mai devreme, începe prin a-ți recunoaște partea ta de vină, chiar dacă e și 1%, recunoaște că tu ai greșit. Următorul pas este să asculți durerea celuilalt mai întâi. Aici iarăși cere renunțare la sine, nu? Că fiecare într-un conflict are ceva pe suflet, are ceva de zis, că de aia e conflict, de aia e dureros, îl apasă. Și fiecare ar vrea să zică primul ce are el pe suflet. Și de asta începe să ridice unul vocea, pentru că celălalt nu-l ascultă, se simte neascultat și celălalt spune și el, dar tu nu mă auzi. Și vocea, nu? Într-un conflict se ridică și se ridică și se ridică. De ce? Că omul nu se simte ascultat. Multe probleme s-ar rezolva dacă noi am ști cum să ascultăm. Și în realitatea este că nu știm. În cartea lui Dale Carnegie, How to Influence Friends and Influence People, scria despre un lucru foarte interesant. E un indieni în America, indigenii de acolo, aveau o cale foarte frumoasă de a rezolva conflictele. Și recomandă și a aplicat asta chiar și în firme. Când era un conflict, erau litigii mari, cu bani mulți, n-au reușit să rezolve mulți avocați conflictele respective. Ce au făcut? Au aplicat asta, principiul ăsta. Ascultă și caută să înțelegi și apoi să fii înțeles. Da? Încearcă să înțelegi pe celălalt. Vedem că spune și Biblia, da? Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie, Iacov 1:19. Fiecare dintre voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era în Iisus Hristos. Care gând? Că el măcar că avea dreptul, da? Măcar că era Fiul de Dumnezeu, s-a dezbrăcat, a renunțat la sine, a murit față de sine, da? Și aici în Romani 15:12, fiecare dintre noi să placă aproape lui în ce este bine în vederea zidirii altora. Să avem pe suflet povara de a fi atenți cu îndoielile și fricile celorlalți. Fiecare crede că fricile lui, problemele lui sunt cele mai importante, necazurile lui sunt cele mai importante. Dar să vă explic cum funcționează toiagul indian. Ați auzit vreodată? Știe cineva? Vreți să vă spun? E un principiu interesant. Eu l-am aplicat la școală în mai multe ocazii și a funcționat. Atunci când este un conflict între două persoane, faci o regulă, și anume, îți dau un baston, da? Un toiag în mână. Și asta făceau ei. Șeful de trib dădea unuia dintre persoanele implicate toiagul. Spune, uite, atâta timp cât ai toiagul, spui ce ai pe suflet, fără ca celălalt să te întrerupă. N-are voie să spună nimic. Da? Eventual întrebări clarificatoare. Am înțeles eu bine sau asta ai vrut să spui? Și tu spui și te simți ascultat. Celălalt trebuie să te asculte cu atenție. Eventual să ia și notițe la ce aude. Iar când ai terminat și ai simțit că ai spus ce ai de spus și te-ai descărcat de pe sufletul, îi dai toiagul celuilalt și spui, acum e rândul tău. Iar celălalt când ia toiagul, nu trebuie să înceapă cu justificări, să încerce să răstoarne ce ai spus tu, ci să repete ce a auzit de la tine. Uite, am auzit că ai spus asta, am auzit că ești supărat pentru asta, am auzit că te deranjează chestia asta, am auzit chestia asta. Și știți ce se întâmplă?
numai pentru faptul că ai simțit că celălalt a auzit ce ai avut de spus, da? A înțeles ce ai avut de spus, deja jumătate din conflict e rezolvat. Ați simțit asta? Da? Hai să mergem mai departe. Asta e toiagul indian și ăsta e Stephen Covey, care predă toiagul indian altora. Punctul 5. Spune adevărul cu tact. Nu-l folosi ca pe un bici. Același principiu pe care l-am enunțat mai devreme. Nu spune lucrurile așa cum sunt de multe ori. Folosește tact în vorbire, da? Proverbe 12:18 spune: cine vorbește în chip ușurat îi grănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Amin? Niciun cuvânt stricat, în alte traduceri în limba engleză, niciun cuvânt dur să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Efeseni 4:29. În limbajul modern de specialitate se numește asertivitate. Dacă simțiți că aveți nevoie, puteți merge acasă și căutați pe Google ce înseamnă asertivitate. Da? Cum să comunici, comunicarea asertivă. Ce este comunicarea asertivă? Exact ce spuneam mai devreme. Nici să nu ții în tine și să lași și de dragul păcii să taci din gură și gata, îmi pun fermoar și nu zic, dar crap pe dinăuntru și mă îmbolnăvesc. Și nici extrema cealaltă în care să o spui în așa fel încât să rănești, da? Să dai vina pe celălalt. Tu mă faci să mă simt așa și îmi faci asta și asta și asta. Uite, de exemplu, aici un exemplu ar fi așa. Ești un măgar, că nu mă asculți, că vorbesc cu tine, nu? Ce am făcut? Asta aduce pace când spun asta? Nu. Dar poate el chiar e, nu? Nepotrivit, că nu ascultă, dar ia să vedem cum ai putea spune același lucru, dar asertiv. Atunci când vorbesc și tu nu mă asculți, simt că nu sunt respectat sau respectată și mă doare. Aș prefera, vedem, nu spun, dacă nu mă asculți, gata, nu te mai, da? Aș prefera, deci îmi doresc foarte mult, ca pe viitor să fii atent și să mă privești în ochi atunci când îți vorbesc. Ați înțeles ideea de asertivitate? Exprim ceea ce simt, dar fără să-l acuz, fără să-l numesc, fără să-l batjocoresc pe celălalt, da? Din cauza ta sau tu îmi faci să mă faci să mă simt așa. Nu. Ce îi spui așa, uite, atunci când nu-mi răspunzi sau atunci când vorbesc cu tine și tu ești cu gândul în altă parte, mă deranjează, mă doare, îți exprim durerea. Mi-ar plăcea ca să te uiți în ochii mei atunci când vorbesc cu tine, nu? Asta înseamnă asertivitate. Și e un lucru tare bun și vedem că este un lucru biblic. Punctul 6, mai avem două puncte și încheiem. Încearcă să rezolvi relația, nu risipi energie în scuze, justificări, explicații, acuzații sau mai rău, bombe. Coloseni 3:8 spune așa: dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrășmășie, de răutate, de clevetire, de vorbe rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Amin? Ce înseamnă clevetire? Poftim? Bârfă? Ia să vedem. Ce vrea să spună Biblia când spune feriți-vă de clevetire? Vorbire urâtă. Da? Feriți-vă de a vorbi urât, de a spune lucrurile. Deci în momentul în care ai un conflict, nu risipi energia nici în a spune, a, da, știi, din cauza aia, sau, da, și găsești tot felul de scuze, sau în a justifica, da, m-am purtat așa, dar din cauza că tu ai făcut cum ai făcut și aia era motivul, de aia ți-am făcut eu așa, sau acuzații. Mai mult de atât, aici e un lucru foarte sensibil, când ai un conflict, nu arunca bombe, asta nu ajută cu nimic. Știți ce sunt bombele? Dacă nu faci cum zic eu, gata, nu mai fac chestia asta. Sau dacă se mai întâmplă să zici chestia aia, gata, plec de acasă. Sau mai rău să folosești cuvântul divorț, nu? Într-o familie, nu? Și dacă tu mai continui așa, sau faci asta, sau nu faci asta, sau și așa mai departe, zici divorț. De exemplu, eu când m-am căsătorit, mi-am propus un lucru. Nu o să folosesc niciodată în viața mea cuvântul divorț. Nu există în vocabular.
orice s-ar întâmpla, orice problemă ar fi, conflict, problemă, n-am să folosesc cuvântul ăsta. Deci e un principiu. Un alt lucru important e să înțelegem că atunci când avem un conflict, de fapt noi suntem robii unor distorsiuni cognitive. Și aici iarăși puteți căuta pe internet distorsiunile cognitive, să le studiați. Mâine o să vorbesc mai mult în cadrul seminarului despre vindecarea depresiei și veți înțelege că de multe ori cele mai multe conflicte vin și din gândurile noastre greșite și felul în care comunicăm greșit. Aici am dat doar câteva exemple de distorsiuni cognitive și anume că sunt gânduri care par la suprafață raționale, pare că așa ar fi. Hai să vă dau un exemplu. Merg pe stradă și mă întâlnesc cu un frate de la biserică și el vine drept în fața mea și când îl văd, el mă vede, sau cel puțin așa cred eu că mă vede, el traversează strada, se duce pe partea cealaltă și în loc să uite către mine, se uită undeva în altă parte ca să nu mă întâlnească cu privirea. Și eu ce fac? Mă supăr, zic, uite fratele, m-au văzut că vin, doar eram în fața lui, eu l-am văzut, m-a văzut și el. O traversa strada și m-a ocolit, înseamnă că are ceva cu mine. Și eu ce fac ca urmare? Încep să fac tot scenariu, filme, oare ce o avea? De ce au făcut așa? De ce s-au uitat așa? De ce nu s-au uitat așa? Și încerc să ghicesc eu ce gândește el, motivația lui. Zice, uite, și mie mi s-a mai părut că s-a întâmplat asta îndată și gata, și eu locolesc. Și locolesc azi, locolesc mâine, până într-o zi când vine la mine omul și îmi spune, văd că mă ocolești, dar nu știu de ce. Și omul ăla zice, da, da, uite, tu m-ai ocolit primul, nu? Tu ai traversat strada. Când, mă? Păi în ziua aia, atunci când, nu știu ce s-a întâmplat, mi-a furat cineva butelia și eram îngândurat și vai de mine cu gânduri pe cap, nu vedeam nimic în jur. Eu nu te-am văzut. Da, nu m-ai văzut, nu te-am văzut, serios? Bun, și eu am stat o săptămână întreagă supărat pe tine sau o lună întreagă, nu te-am salutat de atâtea ori, m-am răzbunat că am crezut că ai avut ceva cu mine. Nu? Înțelegeți ce înseamnă asta? Am învățat de la cineva că mai bine să acorzi oamenilor circumstanțe atenuante. Dacă se întâmplă o situație de genul, da? Ți se pare că te-a ocolit, nu ți-a vorbit. Mai bine să spui, mă, nu m-a văzut, era obosit, lasă-l, găsește-i o scuză, da? Decât să stai și să-ți faci tot felul de procese care hrănesc, nu? De fapt, tensiunile. Eroarea ghicitorului. La ce se referă eroarea ghicitorului? Dacă o să merg să-i spun asta, știi, o să-i reacționeze foarte furios. Dar de unde știi tu cum o să reacționeze? A, păi știu eu că întotdeauna când îi zic, chiar așa e întotdeauna, aia e cealaltă eroare, exagerarea, da? Generalizarea. Totdeauna face așa, niciodată, da, minimalizare, exagerare, da, toate astea sunt citirea gândurilor. Băi, lasă că știu eu ce gândește, mă uit la fratele, uite, mă uit la cineva, cum am salut, mă uit la fratele că-l cunosc. Și se uite așa încruntat la mine, zic, bă, sigur nu-i place mesajul ăsta, sigur nu zic ceva bine, da? Mai e și târziu, uite, o trecut cu jumătate de oră, sigur se grăbește și o-l țin aici, jumătate de oră în plus, mai bine închei cât mai repede, lasă, domnul. N-are rost să mai merg înainte, nu? Și mă stresez, mă încrunt și eu, mă fac așa, încep să nu mai găsesc cuvintele, fratele se uită mai în continuare, mai încruntat așa la mine și nu știu, zic, uite, chiar nu-i place ceea ce zic și dintr-o dată toată prezentarea se duce de râpă. De ce? Că eu încerc să-i citez lui gândurile. Nu știu ce probleme are, nu știu, nu? Aflu la sfârșit că fratele e încruntat de felul lui. Eu știu că glumesc, eu nu am vesel, da? Interpretarea motivației, asta mă doare cel mai mult, nu? Nu vă doare atunci când spui, uite, am făcut asta, dar n-am vrut să te rănesc. Și celălalt îți spune, lasă că știu eu de ce ai făcut. Zici tu așa, dar știu eu mai bine care e motivația ta, nu? Vi s-a întâmplat? În realitate știți care e? De cele mai multe ori nici noi nu știm de ce facem ce facem, nu? Nu știm, cunoaștem motivația. Cu atât mai mult nu cunoaștem motivația celorlalți, numai Dumnezeu cunoaște gândurile inimii.
Și motivația omului. Este un păcat să spui, lasă că știu eu. Dacă omul îți spune și îți spune sincer, uite, n-am vrut să te rănesc, nu poți să-i spui, lasă că știu că tu ai vrut să... Știu eu mai bine care sunt motivele tale, da? Asta aduce durere, nu? Și conflict. Minimalizarea. Nu e chiar atât de important. Omul îți spune, mie mi se întâmplă că soția îmi spune că are o problemă și eu încerc, hai, că nu e chiar atât de grav, lasă, că nu-i trece. Nu e chiar atât de important și minimalizez. De aia îmi spune mie, pentru mine e o problemă reală. Conduci prea repede sau eu știu. Dar nu e chiar atât de important. Sau generalizarea, întotdeauna. Sau personalizarea, numai mie se întâmplă. Uite, la mine s-a uitat urât. Cu toată lumea n-are nimic, dar cu mine are ce are, da? Mi-a vorbit mie predicatorul sâmbătă asta și pastorul a vorbit, a ținut toată predica pentru mine. Da? Asta înseamnă personalizare. Da? Astea sunt distorsiuni cognitive care trebuie cercetate. Trebuie să ne punem întrebarea, chiar așa-i? Și trebuie să ne analizăm, că toți avem distorsiuni cognitive. Haideți să trecem la punctul 7. Ultimul punct. Focalizează-te pe reconciliere, nu pe rezoluții. Care e diferența dintre cele două? Vă spuneam la început, reconcilierea se referă la repararea relației, da? Chiar dacă nu ai aceeași opinie, da? Să zicem că aici în biserică ați hotărâ, o parte dintre membrii ați hotărâ să pune scaune verzi în biserică și alții ar vrea scaune roșii. Și ați supune la vot, da? Și majoritatea ar hotărâ că trebuie scaune roșii, că așa a fost dintotdeauna și cele mai frumoase sunt scaunele roșii. Ce fac acum dacă eu am fost cel care a vrut scaune verzi? Mă cert cu toată lumea? Declar război că nu au fost scaunele verzi cum am vrut eu? Păi cum? Eu am vrut scaune verzi. Dacă nu scaunele verzi, atunci război cu toată lumea, nu? Ce înseamnă să fii om de comitet? Să ai o opinie, dar dacă ceilalți au votat într-un fel, da? De dragul relației, mergi, nu? Dacă nu sunt lucruri cruciale, acum dacă nu, eu știu, să aduce nu știu ce lucru negativ în biserică și atunci tu spui nu și atunci e clar, nu? Când e vorba de principii fundamentale. Dar când e vorba de lucruri de interpretare, de nuanță, de gust, nu? Caut să am o relație frumoasă, nu să am aceeași părere. Sunt ocazii când nu avem aceeași părere. În reconciliere, da, în împăcare, trebuie să căutăm să avem relații frumoase. Chiar dacă nu gândim la fel. Și chiar bine să nu gândim la fel. Mai ales într-o familie. Dumnezeu, în bunătatea și frumusețea Lui, ne-a pus atât de diferiți împreună. Eu mă gândeam de multe ori la mine și la soția mea. Ce ar fi fost dacă ar fi fost o persoană exact ca mine? Vai de mine! Ce aș fi pățit? M-aș fi plictisit în primul rând, nu? Să gândească exact la mine. Dar Dumnezeu ne-a pus exact opus. Ne-a pus împreună doi. Unul iubește marea, celălalt muntele. Unul îi plac unele lucruri, celălalt altele. Unul îi place să se culce de vreme, altul îi place să se culce mai târziu. Unul îi place să se trezească mai devreme și așa mai departe. Deci exact opus, exact opus. Dacă sunt două persoane mai diferite, cred că aia suntem noi. Și totuși Dumnezeu ne-a pus împreună pentru că așa învățăm, așa ne dezvoltăm. Asta ce înseamnă? Că nu putem avea relații frumoase? Nu ne putem împăca? Ba da, nu? Chiar dacă vedem lucrurile diferit. Da? Realitatea că unele probleme nu au nevoie de soluții, pentru că nu au neapărat o soluție clară. Ceea ce se necesită este suficientă maturitate pentru a depăși problema, pentru a lăsa lucrurile ca relația să fie una frumoasă. În Romani 12 cu 18 găsim un verset interesant care spune așa: dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Cu alte cuvinte, faceți tot ce puteți voi ca să fie pace. Realitatea pe pământul ăsta este următoarea: întotdeauna va fi pace? Nu. Vor fi ocazii în care nu va fi pace. Asta nu înseamnă că noi nu trebuie să ne facem parte. Cât ține de noi, noi trebuie să urmărim pacea. Voi încheia cu un apel, și anume că
În Biblie, în Vechiul Testament, ultima carte a Vechiului Testament, Maleahi, capitolul 4, versetul 5 și 6, Dumnezeu face o profeție care are dublă aplicație, atât la primul advent, prima venire a lui Iisus Hristos, cât și la a doua venire a lui Iisus Hristos, care spune așa: iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Aceasta este o profeție care arată faptul că prorocul Ilie, cine este prorocul Ilie? Ioan Botezătorul, da? Cel care a făcut această lucrare de împăcare și spunea oamenilor: pocăiți-vă căci împărăția celui s-a apropiat de voi, dar Ilie și Ioan Botezătorul reprezintă pe cine? Care este identitatea noastră ca adventiști? Da? Prorocul Ilie. Da? Ni s-a dat această slujbă să chemăm oamenii la împăcare. Ia să vedeți ce spune Dumnezeu. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat ce? Slujba împăcării. Că, adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor. Și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși, împuterniciți ai lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute ca să devenim, în primul rând, să ne împăcăm cu Dumnezeu, să ne împăcăm cu semenii, cu cei mai de aproape, cu cei mai de departe, să putem spune și cuvinte de te iubesc celor din jur, să ne exprimăm dragostea și în același timp să devenim soli ai împăcării, să-i ajutăm și pe cei în suferință. Vedem oameni care sunt în pragul divorțului, vedem oameni în suferință, să nu stăm nepăsători, să intervenim, să încercăm să aducem împăcare, să nu ne bucurăm sau să bârfim, nu mai rău, bârfim, ia uite, nu? Și să spunem: Doamne, ce pot face eu să aduc împăcare în familia respectivă, în situația respectivă? Dumnezeu să ne ajute să fim împăciuitori și să fim parte din acei oameni cărora li se spune ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fi ai lui Dumnezeu. Și să fim constructori de poduri, nu de bombe sau garduri sau ziduri, da? Dumnezeu să ne ajute să facem poduri pentru a relaționa mai bine cu semenii noștri, cu frații noștri, cu cei din jur. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Înainte de a încheia, v-am pregătit împreună un cântec în limba engleză. Îl pregătim imediat. L-am învățat aseară, l-am mai repetat și astăzi. Sper să ne îngăduiți potignelele, dacă nu îl știm prea bine. Pentru că este în limba engleză, vreau să vi-l traduc mai întâi. Este, de fapt, imnul școlii noastre. A fost imnul școlii misionare, noi l-am preluat mai departe, de aceea este în limba engleză. Care spune așa: să vă traduc până ne pregătesc, până se pregătește corul, vă traduc cuvintele. Să venim și să-L lăudăm pe Dumnezeu, să-I cântăm lui Dumnezeu. Pentru că El este Cel care ne-a salvat și Cel care își ia copiii acasă. Să venim și să strângem inimile noastre împreună, să lucrăm pentru El, atât prin cuvânt cât și prin faptă. Să aducem vindecare, îndurere și să aducem speranță celor în nevoie. Și aici fetele vor cânta fiice ale lui Dumnezeu, băieții vor cânta bărbații ale lui Hristos. Ne unim forțele și puterea pentru Domnul. Până la capătul lumii vom duce această mărturie cu putere și anume vom împărtăși speranță și fericire. Iar a doua strofă spune așa: suntem chemați în fiecare loc
să împărțim cuvântul, adevărul al Harului. Suntem chemați să iubim și să binecuvântăm, să aducem alinare celor în suferință și stresați, să fim slujitori al lui Hristos, ajutând și învățându-i pe cei în nevoie, trăind sănătos. Și din nou refrenul, fiice al lui Hristos, bărbații al lui Dumnezeu, al Domnului, ne unim forțele să-L slujim. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Mai închei cu un apel, când mergem acasă, să ne luăm timp să ne împăcăm. Amin? Promitem? Bărbați, promitem? Amin. Poftim? Și să nu ne mai certăm. Nu, eu nu se poate asta. De certat o să ne mai certăm, dar atunci când ne certăm să învățăm să ne împăcăm cât mai repede. Spune un verset, spune să n-apună soarele peste cearta voastră, da? Peste mânia voastră.
Mulțumim mult domnului în primul rând și apoi lui Daniel pentru mesajul din această după-amiază. Ți-a spus domnul ceva, că e pe aici, pe la Pitești, nu? Nu, dar n-am putut să ies din altă temă. Am înțeles. Cred că ne va face bine pe termen scurt, mediu și lung în ceea ce privește relațiile, relațiile noastre de familie, relațiile noastre frățești, relațiile de prietenie. La finalul întâlnirii noastre cu Dumnezeu aș vrea să cântăm spre slava cerului imnul 668 și să-i dăm slavă lui Dumnezeu pentru căminurile noastre, pentru acele locuri intime în care Dumnezeu se poate descoperi în splendoarea sa. 668, ce fericit e acel cămin! Și apoi am să invit familia Stoian, am să invit pe sora Gabi și pe fratele Eugen să se roage pentru noi. Dragoșie pe sus! Teo, mă ajut tu cu microfon, te rog frumos, pentru dumnealor. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru că ne iubești atât de mult încât ne-ai creat familii. Te rugăm să ne binecuvântezi în familiile noastre, să fim niște modele pentru unul pentru celălalt și pentru copiii noștri. Ajută-ne, Doamne, ca atunci când apar probleme să venim la Tine în primul rând, să refacem relația cu Tine, să avem pace cu Tine și unul cu celălalt. Știm că dacă acest triunghi pe care Tu l-ai lăsat, Tu și soțul și soția, este în regulă, atunci toate vor merge așa cum Tu dorești. Te rugăm să rămâi cu noi pe mai departe și în săptămâna în care vom intra, să ne ocrotești și să ne ajuți să trecem peste toate problemele care se vor ivi. Te lăudăm, te slăvim și te binecuvântăm prin Domnul Hristos pentru toate. Amin. Tată bun, îți mulțumim pentru că ne chemi să facem față provocărilor, să nu ne temem de ele, ci să le rezolvăm cu înțelepciune de la Tine. Să fim fie ai împăcării adevărați, nu numai în familie, ci oriunde ne chemi, oriunde ne deschizi și ne oferi ocazii. Te lăudăm pentru toată purtarea Ta de grijă și pentru toate darurile pe care le-ai pus în fiecare. În numele Domnului Iisus îți mulțumim.
Amin. Chiar dacă mâine ne reîntâlnim pentru un eveniment așa mai de amploare, mai aplicativ să zic, aș vrea să ne luăm cumva în formula aceasta rămas bun de la oaspeții noștri, să le mulțumim pentru că au fost cu noi. Mulțumim, Daniel, că ți-ai adus familia, lăcrămioara, Giulia. Mulțumim studenților, să încep cu domnișoarele Andreea și Mihaela, Radu și Samuel, Gardin. Mulțumim că v-ați făcut timp în programul vostru aglomerat, așa de sfârșit de an, cu multe examene, să fiți sabatul, weekendul acesta la Pitești. Suntem de acord să trimitem și noi salutul nostru atât comunității de la Herghelia, mulțumim, cât și fraților acolo care slujesc, mulțumim, și dau mărturie la sanatoriu, colegilor din colectiv, și vă mai așteptăm pe la noi. Acum, da? E rândul vostru să veniți la Herghelia. Da, mulțumim, mulțumim. Spune-ne ce ar trebui să știm pentru ziua de mâine. Okay. Și eu am vrut mai întâi să aduc un cuvânt de mulțumire pentru fiecare dintre dumneavoastră, pentru participare. M-am bucurat să vă cunosc mai bine prin experiențele pe care le-ați împărtășit după amiaza asta. Trebuie să știi că noi avem experiențe de felul ăsta câte 20-30 de minute în fiecare vineri seara. Oh, am pierdut vineri. Că... Da. Am înțeles. Mă bucur, mă bucur. Da, e un lucru frumos. Asta înseamnă că e o biserică vie. O biserică vie și lucrătoare. Slavă lui Dumnezeu! Mulțumim pentru fiecare implicare, mulțumesc pentru susținerea de la tehnic, a băieților, Dumnezeu să vă binecuvânte. Mulțumesc doamnei profesoare, sorei noastre, care ne-a acompaniat și ne-a răbdat cu toate preferințele noastre muzicale și cu toate lucrurile pe care le-am solicitat. Mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvânte. Mulțumesc fiecărui membru și pentru ospitalitatea noastră, gazdelor noastre. Mâine, într-adevăr, vom fi din nou împreună. Cel mai bine ar fi ca la final acum să ne întâlnim câteva minute pentru toți cei care vor să facă parte din echipă, ca să înțelegeți mai bine ce avem de făcut. Preferabil ar fi bine să ne întâlnim undeva înainte de prânz, să ne organizăm aici la biserică, să ne punem toată aparatura pe poziție, să vedem ce face fiecare, iar apoi după la ora 3 să fim, poate mai repede, 2:30, să fim deja să întâmpinăm oaspeți. Sau cum preferați, dacă o să ziceți mai bine venim la ora 1 toți și atunci pregătim totul și rămânem mai departe până seara, hotărâm împreună, da? Hotărâm cum e mai bine. Ce se întâmplă mâine? Deci începând cu ora 3, în momentul în care veniți, dacă este, veți primi un număr de înregistrare și veți intra într-un proces, avem, vor fi niște bilețele pe care vă trecem numele și un număr. În ordinea respectivă intrăm, deci intrăm pe un număr de ordine. Dacă e aglomerație mare, va fi sala de așteptare și aici în biserică, poate o să proiectăm, dacă ne ajută cineva, ceva frumos, în așa fel încât cei care așteaptă să urmărească și sunt invitați jos în ordinea în care s-au înscris. Deci undeva sus aici vom avea o stație de înscriere, jos măsurăm înălțime, circumferință abdominală, tensiune arterială, pulsul, saturația de oxigen și continuăm, da, cu celelalte. Un cântar special și o să vă dăm o fișă foarte interesantă acasă în care să vedeți componența sau corpului, da? Să vedem cât la sută e mușchi, cât la sută e apă, cât la sută este greutate. Cel mai important probabil din analiza asta este grăsimea viscerală și anume grăsimea pe organe, în special grăsimea adunată la ficat, care este cea mai păcătoasă, zic așa, cea mai dăunătoare și asta e interesant să o verificăm cu cei care vin. Vor fi un test de glicemie, la fel va fi și un test de colesterol, de data asta ceva mai aprofundat, adică va fi colesterolul defalcat, LDL și HDL, adică colesterolul rău și colesterolul bun separat și trigliceridele. Apoi veți trece pe la un computer și bazat pe aceste valori vi se va spune și, care este riscul de a face o boală cardiovasculară în următorii 10 ani. Deci în funcție de colesterolul bun, dacă este mai jos, o să vedeți de 45 la femei și de 30 la bărbați, e un risc și așa mai departe. Mai ales la fumători și mai mult, dacă sunt persoane care fumează. Dar important e să știți că vor fi aceste teste gratuite. Noi ne-am pregătit pentru 300 de oameni, deci aduceți cât mai mulți prieteni cu putință.
e pentru dumneavoastră și pentru ei, veți beneficia și dumneavoastră, vor beneficia și ei. Iar la ora 6 seara vom avea o prezentare medicală aici în sală, da? Aici în sală, tema este despre depresie, prevenirea și tratarea depresiei, care sunt cauzele depresiei și ce putem face pentru a avea o sănătate mentală mai bună. Sunt lucruri foarte de actualitate, descoperiri recente care funcționează și își dovedesc eficiența și în practică, adică nu doar în teorie, la centrele de sănătate, la centrul de la Herghelia, la Podiș și la celelalte centre de sănătate sunt aplicate cu succes. Ce ar trebui să vă mai știți? Nu știu, dacă aveți dumneavoastră întrebări? Să înțelegem că putem veni toți de la ora 15 și stăm aici, suntem în așteptare, vom fi preluați pe rând. Ce facem în momentul în care am făcut analizele? Așteptăm până când reîntregim grupul aici? Sau cum? Da, deci ideea ar fi următoarea. Durează cam o oră tot procesul. Nu știu, vom avea și un EKG mâine? Ok, va fi și EKG. Hai să zicem o oră și jumătate maxim pentru tot circuitul acesta care îl vom organiza jos pentru analize și apoi cei care vor mai sta, facem interpretarea acelor analize, adică voi prezenta, poate că dacă e mai ușor pentru mai mulți odată aici în sală, după ce au făcut analize, să vină aici în sală și voi interpreta, voi prezenta rezultatele și voi arăta cum și unde ar trebui să încadreze fiecare și ce se poate face pentru a normaliza acele analize. Nu o să avem timp să facem consilierea 1-1, depinde de cât de mulți oameni sunt, dar dacă timpul ne permite, aici vom face și consilierea 1-1. Dacă nu, facem consiliere împreună, iar la ora 6 începem prezentarea. Cine poate veni mai devreme, mai bine, poate are timp să meargă și până acasă și să revină la ora 6, cine vine mai târziu, rămâne până la ora 6. Eu vă recomand să veniți la început, faceți dumneavoastră, vedeți cum e, vă bucurați de rezultate și mergeți și le spuneți și la prieteni și aduceți pe ei. Nu. Da, aveți dreptate. Da. Uite, că e o bună întrebare. Mulțumesc mult. Deci, pentru cântarul acesta special și testul computerizat, e nevoie să ne descălțăm. Deci, să se poată descălța și doamnele. Acum bănuiesc că nu o să fie o problemă, nu e cald, dar să descălțăm pentru că va trebui să călcăm cu talpa desculț, da? Fără nimic, pe cântarul respectiv. Da? Deci, să poată descălța, asta este una. Iar în ce privește analizele, deci se înțeapă din deget, deci nu e o problemă, e o înțepătură ușoară, simplă, care se face din deget. Se poate mânca înainte, dacă cineva vrea să vadă neapărat glicemia, să știe cu probleme, ar fi bine să nu mănânce 5 ore înainte. Dar totuși, dacă cineva a mâncat, nu putem să așteptăm, nu? Să spunem omului să stea nemâncat până la ora 3 sau 4 când vine. Noi vom ține cont la interpretare și vom arăta care sunt valorile normale și după 2 sau 3 ore, depinde când am mâncat. Da? Cam asta ar fi, da. Mulțumesc de întrebare. Mai sunt întrebări? Bun. Dacă nu, rămânem cu cei care se vor implica în organizare și mai discutăm. Ați primit niște pixuri atunci când ați completat foicelele respective. M-aș bucura tare mult să le returnăm pentru că sunt aici de la biserică și ne vor trebui, ne vor fi utile mâine. Am să merg împreună cu fratele Daniel să vă salutăm pe cei care veți merge, vă veți retrage, cei care avem pregătire în domeniul medical și putem da o mână de ajutor mâine sau chiar dacă nu avem o pregătire, dar am vrea poate să ajutăm într-un fel anume, vom găsi loc pentru fiecare. Mulțumim, Domnul să fie cu noi. Poate nu ne vom mai lua rămas bun în formula aceasta, să aveți binecuvântări cerești în activitatea. Mulțumim. De acolo mulțumim cu școala, cu studenții, să vină mulți și să... Dumnezeu să... Ne bazăm pe rugăciunile dumneavoastră, amin? Amin. La ieșire, colegii mei, băieții, o să vă dea și un pliant cu școala. Dacă cunoașteți pe cineva, oferiți-l mai departe unei persoane care l-ar putea folosi legat de școala noastră. Ne-am dorit ca Dumnezeu să aducă oamenii potriviți, atât ca elevi, cât și ca lucrători. Vă rog, luați un pliant la ieșire și îl dați mai departe sau țineți-l acasă și vă aduce aminte să vă rugați pentru noi. Mulțumesc! Mulțumim și noi!